După ce am parcurs o autostradă construită cu sudoare comunistă și ciuruită de gropile noastre capitaliste, am ajuns la păstrăvăria Brătioara, cea mai veche păstrăvărie naturală de la noi din țară, pentru a descoperi acea mașină specială despre care vă povesteam mai devreme. Este construită în România și a aparținut unui personaj istoric. Dragi prieteni și tovarăși, în minutele următoare vom urmări un test cu un aro prezidențial. Mașina dictatorului trebuia să fie una cu adevărat specială, să nu semene cu absolut nimic din ce exista pe străzi la vremea aceea. Ei bine, tocmai de asta au fost folosite farurile unui tractor și o grilă cromată împreună cu toate elementele metalice care alcătuiau detaliile premium ale mașinii, să spunem așa. Deci în afară de grilă și de bară vorbim despre zona asta inferioară, de pasajele roților, de jante, iarăși de partea inferioară a ușilor, totul era cromat pentru ca președintele să se simtă într-o mașină premium. În plus, dimensiunile au crescut pentru că a crescut și ampatamentul, mașina este mult mai lungă acum. Iar aici, în partea din spate, portbagajul a fost capitonat și au apărut două manchete pe care stăteau cei de la securitate, cei care îi păzeau pe președintele de atunci, Nicolae Ceaușescu, și pe soția acesteia, Elena Ceaușescu, la parade. În plus, când era nevoie, mai serveau cuplul prezidențial și cu câte un păhărel de vin. Răsfățul era însă rezervat pentru cei de pe bancheta din spate, acolo unde cuplul prezidențial se bucura de o tapiserie din piele maro, de mochetă și chiar de un prag care îi ajuta să urce mai ușor în mașină. Totuși, adevărata revoluție tehnologică a vremii era trapa. Nu era privat de avans tehnologic nici cel de la volan. Șoferul primea un volan de Dacia cu logo-ul Aro, primea un instrumentar de bord tot de Dacia, dar planșa de bord era complet regândită și, premieră pentru acea vreme, aparat de aer condiționat, care încă funcționează. A sosit momentul să-i dăm și o cheie, să vedem dacă mașina dictatorului pornește. Și pornește foarte repede chiar. Trebuie să vedem însă ce am pornit. Sub capotă se ascunde un motor de 2,5 litri benzină. Mamă, ce grea e capota asta! Care oferă doar 83 de cai putere. Destul de puțin pentru o mașină care cântărea aproape 2 tone, însă suficient pentru a atinge o viteză maximă de 90 de km pe oră. În plus, mașina asta nu vine cu tracțiune integrală, vine doar cu tracțiune spate. Iar de asta ne vom bucura împreună imediat. Nu sunt mulți cei care au mers cu aroul prezidențial, așa că trebuie să avem grijă. N-avem centuri de siguranță. Asta e un primul lucru pe care îl observi atunci când vrei să tragi ceva și nu există. Dar pentru că mașina asta mergea foarte încet, adică 20-30 de km pe oră la paradele soților Ceaușescu, probabil de aceea nu s-a simțit nevoia instalării unor centuri de siguranță. Traversăm un vad de apă. Chiar dacă nu are tracțiune integrală, acest aro prezidențial are garda la sol și unghiurile de atac potrivite pentru a face asta. Din fericire, nu trebuie să intrăm cu mașina aceasta prin oraș. Dacă ar fi trebuit să o fac, era cam greu, pentru că
Observ-o, direcția asta e soră cu sala. Mașina are un motor de 2,5 litri la care a fost conectată o transmisie manuală cu 4 trepte. Am reușit să o dau pe a treia, vedem dacă reușim să o găsim și pe a patra. Vine curba, 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 curba. Trebuie să frânez cam cu vreo 50 de metri înainte de curbă, pentru că frânele nu prea există. Sau au existat, dar între timp au decedat. Ce-mi place e că ștergătoarele încă funcționează bine. Nu vreau să știu cât e consumul acestei mașini. Pot doar să vă zic că câtă vreme am filmat noi pe aici, deja am consumat un sfert de rezervor. Și cred că am omorât vreo 3-4 urși polari, pentru că fumul pe care îl scoate motorul ăsta e frate cu ceața. Inginerul care a lucrat la dezvoltarea acestei mașini era specializat în dezvoltarea prototipurilor Aro. Prin urmare, era omul cel mai în măsură să creeze o mașină specială, un vârf al tehnologiei de la acea vreme. Însă, cu toate cunoștințele sale, tot s-a văzut pus în dificultate când a venit vorba de a instala o trapă pe care cuplul prezidențial să facă cu mâna celor adunați la paradă. Prin urmare, a fost trimis în Germania, la München, unde a vizitat fabrica celor de la Webasto pentru a vedea cum să dea naștere unei trape electrice. Nu trebuia să fie orice trapă, trebuia să fie o trapă generoasă pe care să încapă soții și care să nu-i incomodeze foarte tare. A fost folosit un artificiu tehnic, trapa a ieșit, funcționează chiar și acum. Și funcționează chiar foarte bine. Ceaușescu a avut o pasiune pentru mașini, chiar dacă nu atât de mare ca altor dictatori. Drept dovadă stă acest Aro, mai e vorba și despre o Dacia, Dacia 2000, care a fost la fel construită pentru el. Ca să nu mai zic de celebrul Mercedes 600 Pullman, pe care șeful de stat al României la fel l-a deținut și cu care s-a afișat la multe dintre parade. Știți ce e foarte ciudat? Că pedalele sunt extrem de apropiate. Sunt încălțat cu ghete și aproape că în timp ce calc accelerația, mușc și puțin din frână. Iar ambreiajul? Ambreiajul e ca o cazma pe care o apeși într-un pământ înghețat. Deci suspensia e oarecum confortabilă, chiar dacă e pe foi de arc. Direcția este și ea precisă, iei de volan azi și virează mâine. Frâna e la fel ca o calci acum și se oprește peste 50 de metri. Iar cutia de viteze este de o precizie fenomenală. Îți ia cam 5-4 secunde să nimerești treapta potrivit. Vită. Iată. Dragi tovarăși și prieteni, acesta a fost testul nostru cu Aroul prezidențial, unul dintre cele 4 construite pentru dictatorul Nicolae Ceaușescu. Mulțumim că ați fost alături de noi, la revedere!